La Urziceni. Acolo un proiect în... interesant, dar care... Care a durat, da, foarte puțin. Foarte puțin, da. Și... Adică, așa, da, ceva... Da, da, da. Și am reușit să facem și la Urziceni o echipă bună. Dan Petrescu a reușit să facă... Ce lot era. Da, da, da. Un lot... Și atmosferă, și gașcă, cum se zice. Gașcă, și bună, da. Da, nu pot să spun că regret ceva din cariera, pentru că... Că am trăit, nu știu, lucruri, momente frumoase. Ai fi vrut mai multe meciuri la echipa națională? Normal, orice jucător ar fi vrut, dar nu s-a putut. Atunci era și o generație mai bună, era mai greu de intrat la echipa națională pe vremea aceea. Nu a mai fost generația de 94, a fost un schimb de generații, dar și după... 2000 încolo am avut o națională bună, unde ne-am mai calificat la câteva turnee. Voi în cupele europene, echipa națională la un campionat european, cam prin 2010 așa, s-a terminat benzina. Și de atunci ne tot chinuim. Ok, o să spui că a mai fost campionatul european din 2016. Da, și... Bun. Da. Și un Chelsea și un Ajax. Da, 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 da. Mai vorbim așa de performanța de... Unde s-a pierdut? Adică... De club cu Regen, ca antrenor, unde corect. Au reușit să mai califice în Champions League odată sau de două ori. Nu știu, să mai bat și să mai... Da, s-a pierdut din forță și la echipa națională și la echipele de club, numai la Steaua. Da. Unde s-a întâmplat? Bun, generația voastră s-a retras, că normal. Se retragă. Eu cred că progresul celorlalte națiuni și celorlalte... Da, vorba rău, nu mai există echipe mici. Nu putem acum să spunem că noi am scăzut, că nu mai suntem sau n-am mai fost aceiași. Pentru că noi, probabil, am fost aceeași nație care a lucrat în același stil, așa cum am fost obișnuiți și noi și cum sunt obișnuiți și în zilele noastre. Dar, probabil, fotbalul a progresat foarte mult, așa cum spuneam înainte. Și celelalte nații au investit și au progresat, exact ce spuneam. Da, și noi am rămas cam tot pe acolo. Am rămas tot pe acolo. Antrenorii de copii și juniori sunt aceiași. Și cred că asta e o explicație. O explicație care pe viitor eu sper să se schimbe și să, nu știu, să ne... Și acum am mai spus, să facem ceva, să ne trezim și să realizăm că trebuie făcut ceva, anumite investiții la nivel de infrastructură, la nivel, nu știu, mult. Chiar la nivel de țară, pentru că, ok, noi ne dorim fotbal foarte mult, dar noi avem multe lipsuri, așa cum știm cu toții, la nivel de țară și este până foarte greu. Până la fotbal trebuie, dar totuși, pentru noi trebuie să fie o prioritate și sportul, nu neapărat fotbalul. Corect. Dar tu de ce la 31 de ani poți să ne zici? Păi a fost Chiajna ultimul club și am plecat acolo, m-am gândit că nu voi mai prinde Liga 1. Dar mai puteai duce din punct de vedere fizic, adică n-au fost probleme să spui... N-au fost probleme de accidentare. Te-ai supărat un pic. Da, m-am supărat, am zis că nu mai mă las la acea vreme și... Adică măcar nu m-a mai sunat nimeni, n-am sunat nicio pe nimeni să mai încerc. Trei ani ai mai fi dus, trei, patru ani, trei ani. Aș mai fi dus, dar așa a fost, așa s-a întâmplat la acea vreme. M-am coborât în autocar, am zis că mă las, nu m-a mai contactat nimeni în perioada de transferuri, n-am sunat nicio pe nimeni, m-am apucat de meseria de agent, mi-a mers bine vreo 6 luni, un an de zile, atunci am intrat repede în pâine, așa cum se spune. Da. Și chiar n-am dus, am uitat așa puțin, n-am dus dorul fotbalului. Dar după aia mi-a fost puțin greu, după o anumită perioadă. Dar asta a fost, ce să mai... Corect. A antrenorat? Nu, nu m-a pasionat. Nu te-a pasionat? Nu, cred că m-a prins mai bine meseria asta de... agent, am încercat la... Adică la costum, nu training, cum se zice. Da, și ceea ce fac acum la Clinceni, ceea ce am reușit să facem de 3 ani de zile, îmi place mult mai mult această meserie. Cum stau lucrurile la Clinceni în momentul ăsta? Păi, bine, aveți amical, asta foarte știm, bine, dar, să spunem că stau foarte bine din punct de vedere la ceea ce am realizat în anul trecut. Acum vedem că deocamdată nu a început noul sezon, așteptăm să vedem acum perioada de transferuri, ce putem aduce și noi și să încercăm să mai repetăm ceea ce am. Probleme mari cu coronavirusul? Păi da, a fost peste tot. A scăzut mult nivelul Ligii 1, a scăzut foarte mult, fiind jucători
ieșiți timp de câteva luni din circuit. Nevoie să pentru că au stat 2-3 săptămâni cu acest virus, după care 2-3 săptămâni trebuie să revii la forma inițială și la toate echipele. Ați văzut, toate echipele au trecut prin această boală și fotbalul a scăzut, să știți, în ultimul an din această cauză, dar ușor, ușor să sperăm că vom scăpa și vor veni și suporterii din număr din ce în ce mai mare și vom mai ridica așa nivelul din sezoanele viitoare. Corect. Te-ai gândit vreodată că o să organizăm meciuri de campionat european fără noi? Păi nu ne-am gândit că este posibil așa. Nu ne-am gândit. Dacă în trecut o țară organizatoare participa din oficiu da. Națională, dar ar fi fost mai bine să fie campionatul european tot la noi și să participăm și noi așa din oficiu, dar ne gândeam la începutul preliminarilor că va fi foarte greu să ne calificăm, nu numai eu, și antrenorii și toți ne gândeam, pentru că nu mai suntem ceea ce am fost odată și ne gândim că și la următorul mondial putem să nu participăm și tot așa, de acum înainte, și trebuie făcut ceva, nu știu. Trebuie gândit la un nivel mult mai mare și trebuie să facem ceva, să vedem cum putem fi pe viitor. Ok, și mondialul nu se mai organizează la noi. Da, nu se mai organizează, așa este. Trebuie așa să, este. Dacă vrei să vezi meciuri. Pentru că și acest mondial, nu știu, în proporție de 70%, 80%, nu știu, este cam pierdut. E greu rău. Este foarte greu, este foarte greu. Tu mai joci fotbal? Nu prea. La echipă ce mai fac și eu alergările în spatele jucătorilor, cât mai pot să mă mai țin și eu după ei. Aveam turneul ăla, așa da, cum bine știi, Victory Cup, da. Cu colegii mei, Pedro da. Marin, Ghionea, toți. Aveați echipă acolo. La echipă, da. Bineînțeles, jucam cu jucători mult mai tineri ca noi și ne alergau de ne săreau apa de așa, da. Dar măcar așa, pentru mișcare, să ne menținem. Sorin, dacă ar fi, de exemplu, pe o insulă pustie, că asta e o întrebare, să iei un singur meci, poți să iei un singur meci cu tine, cel mai frumos al tău, pe care l-ai lua? Păi l-aș lua pe cel de la Standard Liege, Tour, atunci când am făcut 2-2 și am reușit să-și înscriu și chiar am avut și o ocazie pe final și am făcut un meci foarte bun. Și am fost și într-o situație destul de grea. Am jucat așa, nu știu, înaintea meciului, nu mă simțeam foarte, da. Foarte bine, am avut temperatură, eram foarte răcit și am jucat așa, am jucat cu deci cel cu Standard Liege. Da, și da, am făcut un meci foarte bun, am reușit să-mi scriu golul de 1-0, la un moment dat a fost 2-1 pentru ei și a dat Petre Marin 2-2. Și da. A fost un meci care ne-a dus destul de aproape de calificare. Correct. Ceea ce s-a și întâmplat la meciul retur în București. Da, e un meci mie drag că l-am jucat așa în niște condiții corect. Destul de grele. Naim Ieni, când a intrat în vestiar pe Benito Villa Marin înainte de meciul cu Betis, a zis, domnule, toată lumea vă cere să muriți pe teren, eu vă spun, trăiți acest joc. Nu? Ce trebuie să facă jucătorul? Să trăiască meciul sau să moară pe teren? No. Sau ambele? Nu, trebuie să-l trăiască. No. Să-l trăiască. No, trebuie să-l trăiască și, nu știu, trăirile astea sunt de mai multe feluri, așa pot spune. Totul, până la urmă, în fotbalul ăsta totul pleacă de la, în momentele de astăzi, eu așa îi spun și băiatului meu, de la mental. Dacă poți și ai un mental puternic și reușești să te concentrezi destul de mult la ceea ce ai de făcut, reușești foarte mult. Eu cred că la acea vreme asta am făcut noi. Am fost o echipă, din punct de vedere mental, inteligentă, să spun așa, o echipă echilibrată, jucători care, nu știu, nu s-au auzit foarte mult de ei prin viața extrasportivă, eram familiști, o echipă echilibrată din punct de vedere mental. Și și s-a văzut. Poți reuși. Și au venit rezultatele. Cu chestiile astea. Așa, nu știu, era vorba asta cu muritul pe teren, nu știu, pentru dăruire, pentru da. o chestie așa, între ghilimele, să-i spunem așa, murit pe teren, care la vremea aceea noi făceam și lucrul acesta, pentru că din punct de vedere al
dăruirii nu cred că avea nimeni ce să ne reproșeze, chiar și atunci când pierdeam unele meciuri. Corect. Sorin, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Din păcate au trecut 46 de minute, deja suntem în prelungirile primei reprize. Mii de mulțumiri că ai fost. Ce să-ți urăm, dorim? În primul rând, sănătate. Sănătate, să fim sănătoși cu toții. Și să revină suporterii pe stadioane, că asta e cel mai important. Asta ne dorim cu toți. Și noi să ne revenim ca fotbal. Da, mii de mulțumiri încă o dată că ai fost alături de noi. Dragi prieteni, mâine, miercuri, ne găsim aici cu Gică Popescu și povestim despre proiectul său super interesant. Până atunci, mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere! Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!